Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune, Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și, așa cum v-am obișnuit, săptămânal vă propun o discuție. Nu-i voi spune poate interviu, pentru că observați că de fiecare dată încerc efectiv să am o discuție cu invitații mei. În această perioadă în care unii pleacă sau vin din concediu, iată că alții se pregătesc să plece, dar nu în concediu. Despre ce este vorba ne spune părintele Doboș Irinel, părinte franciscan. Părinte, bun venit la emisiune! Mulțumesc pentru invitație, pace și bine tuturor! Părinte, am zis în introducerea emisiunii că în această perioadă în care toți ne gândim unde să mai plecăm sau unde să plecăm, Sfinția voastră vă pregătiți să plecați în Japonia. Și nu în concediu, precizăm, ci în misiune. Cam cât de greu atârnă această pregătire pe umerii Sfinției voastre și ce înseamnă această pregătire pentru a fi misionar în Japonia? Bine, pregătirea nu este grea, pentru că ne pregătim să fim misionari de când ne naștem. Fie că acceptăm sau nu misiunea, suntem misionari. Dar unii sunt misionari la ei acasă, în satul lor, în orașul lor, da, și e la nivel micro. Sigur. Sfinția voastră veți fi la nivel macro, veți fi departe de casă, veți fi în Japonia. De asta zic că poate dacă erați misionar în Italia, unde sunt foarte mulți români, ar fi fost cumva mai ușor să priviți această deplasare, dar așa îmi închipui că e totuși o grijă și aveți anumite gânduri care vă îngreunează această plecare. Da, să fiu sincer până la capăt, cred că întrebarea cea mai potrivită sau răspunsul potrivit din partea mea ar fi să se refere la așteptare. Eu am deja 7 ani de când aștept cu nerăbdare să merg în Japonia, m-am rugat mult și după 7 ani am primit răspuns pozitiv din partea superiorilor că pot să merg în Japonia. De ce în Japonia? De ce spuneți că ați așteptat 7 ani să plecați în Japonia? Da, experiențe misionare adgente în alte țări, dacă vrem să spunem la distanță, deja le am. Am trecut prin Italia, în Franța, în Chile. Japonia e în inima mea de momentul în care am început să cunosc un pic creștinismul din Japonia. Ei au fost persecutați. Chiar acum, pe 15 august, este o comemorare cu primul misionar care a ajuns în Japonia, Francisc Saveriu, în 1549. Exact pe 15 august a debarcat. Mă atrage mult Japonia, istoria creștinilor. Primii misionari care au ajuns acolo au fost izuiți, urmați de franciscani, au avut un succes incredibil. Foarte multă lume s-a convertit, dar au apărut și persecuțiile din partea autorităților destul de repede. Deja după 38 de ani au început să se teamă de creștinism și au început să oblige lumea să renunțe la credință. La un moment dat au expulzat preoții misionari care n-au vrut să renunțe la fi misionari, au fost uciși, iar această persecuție, la un moment dat, chiar în zona Nagasaki, au ucis mai mult de 40.000 de creștini, bărbați, femei, copii, nu au făcut distinție, bătrâni, au ucis tot ce au putut, cei care nu au vrut să renunțe la credință. Și ceea ce mă atrage pe mine Japonia e că, diferit de alte țări de misiune, e tocmai acest lucru. Au rămas fără preoți timp de mai bine de 200 de ani. Și au reușit, în ciuda tuturor persecuțiilor, să-și păstreze credința în ascuns. Iar după 200 de ani, când în sfârșit s-au deschis din nou frontierele, s-a dat din nou libertate religioasă, acești creștini ascunși au ieșit la suprafață și au acceptat preoții catolici. Nu s-au mulțumit cu orice persoană care le-aș fi vorbit despre Iisus, să-i accepte ca preot, ca părinte. Ei s-au rugat timp de 200 de ani pentru întoarcerea părinților. Iar când au ajuns părinții, i-au acceptat ca părinți. Mai întâi i-au chestionat, le-au pus întrebări. Trăiți în castitate? Da. Dați cult Fecioare Maria, o recunoașteți ca Mamă lui Dumnezeu? Da. Ascultați de Papa de la Roma? Da, și abia după ce s-au informat de misionari ajuns după 200 de ani,
i-au acceptat în sfârșit ca părinții lor. Eu când am dat peste această istorie, bine, dorința de a merge misionar am avut-o, cred că, de mic. De când am ascultat cuvintele lui Iisus care a spus, mergeți în toată lumea, m-am simțit chemat să merg în toată lumea. Dar în mod special Japonia, când am descoperit istoria lor. Deci m-am emoționat până la lacrimi și ori de câte povestesc de Japonia, mi se pică un pic așa păr pe mâini. E puternică credința care au avut-o ei. La aceste rugăciuni, să te rogi timp de 200 de ani pentru întoarcerea preoților, să rămâi creștin. Și când vin primii oameni care vorbesc de Iisus, să știi să alegi cine sunt preoții tăi pentru cei care te-au rugat timp de 200 de ani, mi s-au părut incredibil. Asta înseamnă că sunteți așteptat, dorit și veți fi bine primit în Japonia. Totuși, cu siguranță, veți avea parte și de provocări. Care credeți că vor fi acestea? Bine, provocările sunt vizibile. Deja Japonia de astăzi nu mai e Japonia de acum 500 de ani, când au mers primii misionari. Și nici nu mai e Japonia de acum 150 de ani, când s-a redeschis, s-au redeschis frontierele. Astăzi lumea, cel puțin societatea japoneză, e destul de modernă, în sensul că nu mai aderă la credință, la o nouă religie cu atâta ușurință cu care o făceau acum 150 de ani. Astăzi voi întâlni foarte mult ateism, voi întâlni persoane care dau cult străbunilor, shintoismul este religia de bază în Japonia, și nu sunt chiar așa atrași de noutăți. Mai mult, să fim sinceri, când vorbim de religie, primele noutăți care ajung în Japonia sau în toată lumea sunt scandalurile. Așa că eu când voi ajunge acum în Japonia, va trebui să mă confrunt cu foarte multe critici și reticențe. Îmi dau seama că n-au să se boteze cu miile în momentul în care ajung eu. Și evident. Voi avea muncă grea de misionar, dar... Credeți că tinerețea dumneavoastră va fi un atu? Da, cred că singurul atu va fi că voi avea mulți ani la dispoziție, sperăm, dacă Dumnezeu mă menține tânăr și sănătos pentru perioada mai lungă de timp, da, va fi un atu. Probabil că va fi și o piedică faptul că sunt tânăr, prea tânăr, lipsă de experiență și lipsă de experiență, cu toată modestia de franciscan, nu pot să neg că nu am experiență. Mai ales în străinătate, da. Pentru că știu că nu ați făcut pastorație în România deloc, ați făcut doar studiile și ați fost în afară. Dar vom trece pe tot parcursul sfinției voastre, pe parcursul emisiunii și vom vorbi despre aceste lucruri. Părinte, Japonia e cu siguranță altceva și vreau să vă întreb care ar fi perioada pentru care plecați. E un lucru știut încă de pe acum sau e ceva ce se va decide cu timpul? Da, în general, convențiile între provinciile franciscane se fac pentru 4 ani. Dar 4 ani e foarte puțin ca să te integrezi într-o misiune și mai ales într-o țară de anvergura Japoniei. E o cultură total diferită și simplu fapt de a vorbi japoneză după 4 ani nu-ți garantează că ajungi la inimile oamenilor și comunici ceea ce ar fi vrut Iisus ca să comunici, nu? Așa că mi-aș dori să rămân cât mai mulți ani. Nu știu cât. Minimul e 4 ani. Eu vreau să rămân mulți ani, mulți. Dacă se poate până la deci bătrâneți. Mai sunt români în zona în care veți merge? Mai aveți colegi acolo sau preoți pe care poate îi cunoașteți? Da, avem din partea provinciei noastre din România pe părintele Iștoc Petruț, care deja e la al treilea mandat în Japonia și el ar fi singur român care îl cunosc. Cu siguranță mai sunt și din partea Bisericii Ortodoxe trimiși misionari în Japonia, dar nu mai cunosc pe nimeni altcineva.
Cum au primit părinții sfinției voastre această veste că veți pleca? Știu că mai aveți un frate care a fost sfințit preot, deci doi băieți la părinți, din care, iată, unul va părăsi amândoi. Mai departe. Amândoi. Vom vorbi și despre cel de-al doilea, dar sfinția voastră veți ajunge acum în Japonia. Știu că ei sunt obișnuiți cumva cu lipsa dumneavoastră din țară, pentru că ați fost în Italia, în Franța, în Chile, ați spus, dar acum e Japonia. Cum au perceput ei această misiune? Bine, ca orice părinte și-ar fi dorit să-și aibă copii cât mai aproape. Dar, pe de altă parte, sunt și conștienți că odată ce am crescut, trebuie să ne luăm zbor, nu? Iar este un proverb japonez foarte frumos, pe care părinții mei l-au aplicat din tinerețe fără să cunoască nimic despre Japonia, cel puțin în privința copiilor. Spun japonezii atunci când educă copiii, că dacă ai un copil la care ții mult, copil la care ții cel mai mult, trimite-l cât mai departe de tine. Și logica lor e asta, că dacă ții aproape un copil, nu se dezvoltă. Și e adevărat, un copil dacă ții în brațe, nu va învăța niciodată să meargă pe picioarele lui, să-și ia căzăturile, să se ridice, îi obstaculezi dezvoltarea. Ei bine, părinții noștri au fost darnici cu noi și ne-au trimis la școală, la studii, departe de casă, încă de mici. V-ați născut în Fărcășeni și ați început... Bine, am copilărit în Fărcășeni. Ați copilărit și nu v-ați născut acolo? M-am născut în Bocșa, în Carea Severin. Părinții mei erau în deplasare de muncă, de lucru. Și s-a întâmplat că eu să mă nasc în afara Moldovei, deși mă consider moldovean jet pe jet. Dar copilăria v-ați petrecut-o la Fărcășeni, deci da, amintirile pe care le aveți sunt legate de Fărcășeni, bănuiesc, din copilărie. Am și din Banat câteva amintiri, dar în mare parte, da. Care a fost primul contact pe care l-ați avut cu biserica, ceea ce vă amintiți în acea perioadă, când ați mers prima dată într-o biserică? Bine, prima dată n-aș putea să zic când a fost. Dar primile amintiri care m-au marcat în biserică au fost rugăciunile care le făcea lumea la liturghie și pe care eu nu întotdeauna le înțelegeam și care mă provocau. Când eram mic, ca toți copiii, eram foarte neascultător, nu? Iar provocarea mamei era să mă facă să fiu cu minte, liniștit la liturghie. Și mereu îmi spunea, Irinel, te rog, ascultă-mă. Iar la liturghie am intrat într-un impas, în momentul în care am descoperit că la rugăciunea credincioșilor toți spunem, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Așa că ideea de Iisus, care mi-a spunea mama acasă, că Iisus e bun, trebuie să-L iau ca model, se bătea un pic cap în cap cu rugăciunea asta, te rugăm, ascultă-ne. Pentru că mi-imaginam probabil că și Iisus se comportă un pic, face câtă năzbute și îi spune, te rugăm, ascultă-ne. Dar asta cred că e amintirea cea mai amuzantă din dubiile mele care le aveam când mergeam la biserică, la liturghie. Dar știți, însuși faptul că ați avut dubii, cred că v-a întărit, pentru că se zice că e bine să nu luăm lucrurile așa cum ni se dau, ci să le analizăm, să vedem ce e bine. Faptul că v-ați pus întrebări, cu siguranță v-a dezvoltat mai mult și v-a apropiat de tot ceea ce a însemnat biserica. Cu siguranță. Când a apărut gândul acesta de a urma calea seminarului? Bine, când a apărut, niciodată n-am fost sigur când a apărut. Probabil că din totdeauna a fost ceva semănat în inima mea și a trebuit să descoper ceea ce este înăuntru. Dar primele idei, când discutam deja, erau de prin clasa întâi, aveam un unchi în timpul respectiv care era la seminar, ulterior a ieșit din seminar, n-a ajuns să fie preot, dar nu să fie părinte, dar părinte de familie. Și îl admiram pentru felul în care era. Era diferit de restul tinerilor din sat, adică preocupările lui de zi cu zi nu erau doar cum să trăiască mai bine, dar cum să îi facă și pe ceilalți să fie fericiți din jurul lui. Și m-a atras idealul ăsta, inițial. După au fost ani în care a trebuit să maturizez gândul ăsta de a fi preot, pentru că e una să-ți placă, altfel să simți că ești într-adevăr chemat. Și să-ți asumi această chemare. Da, în cele din urmă să-ți asumi chemare, pentru că nu e o chemare ușoară. Iisus a fost destul de clar. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia cruce. Iar noi știm că nu e așa de confortabilă cruce, nu? Da. Cred că e o maturizare. Au fost ani când eram fericit să răspund acestei chemări și ani în care
aveam dubii, se merită, voi face vreo schimbare, dacă aș putea să fiu preot, voi fi fericit? Pentru că fericirea e nevoia de bază care au toți oamenii, fie că sunt persoane consacrate sau laici. V-a speriat vreodată gândul că ceilalți au mai mari așteptări de la dumneavoastră fiind preot? Pentru că dincolo de fericirea proprie, da, prin această misiune, cumva ați și zis, prin exemplul pe care l-ați văzut la unchi, vă asumați și, nu știu, exemplul pe care îl dați celor din jur, imaginea pe care trebuie să o păstrați mereu, astfel încât să fiți un model pentru cei din jur. V-a speriat gândul acesta? Nu așa tare. Cel puțin în familie am fost educați să, dacă muncești, te străduiești, să ai și așteptări mari. Dacă nu faci nimic, n-ai ce așteptări să ai, nu? Ori în toți anii de formare, de viață, m-am străduit să trăiesc valorile creștine. Și da, sunt conștient că nu sunt perfect. De fapt, am o mulțime de defecte, aspecte asupra cărora trebuie să lucrez. Și cu siguranță nu voi termina de lucrat asupra lor până ce voi încheia pelerinajul pe acest pământ. Dar sunt conștient că, la final, eu nu sunt decât un instrument în mâinile lui Dumnezeu și mă străduiesc să fiu un instrument cât mai bun în mâinile lui, dar el e cel care e liber, care realizează lucrarea. Așa cum unchiul dumneavoastră v-a fost exemplu, credeți că pentru fratele dumneavoastră ați fost un exemplu? Adică mă gândesc că văzându-vă când ați fost sfințit preot în 2014, s-a uitat la dumneavoastră și a zis, iată, mi-aș dori și eu să fiu ca fratele meu? Cred că atunci când era mai mic, fratele meu avea nevoie de modele. Așa sunt copiii și adolescenții. Cel puțin, eu am avut nevoie de modele în viața mea, persoane care să mă inspire. Și cred, sau mi-ar place să cred, că la un moment dat am fost și eu un punct de reper pentru fratele meu. Dar am înțeles că odată ce a terminat perioada de adolescență, a ajuns adult, chiar dacă probabil că l-a mai inspirat în alegerile lui, a avut drumul său de parcurs, a luat singur deciziile. Fratele meu a intrat la seminar la 15 ani, a făcut liceul, iar după ce a luat bacalaureatul, a ieșit din seminar. N-a fost un drum direct. Și cred că momentul ăsta în care el a ieșit din seminar a fost momentul cheie, a luat o decizie personală. Inițial, cred că m-a imitat și așa în intrarea în seminar. A urmat calea fără a se gândi foarte mult ce presupune aceasta, dar apoi a privit-o cumva și din exterior, da, nu știind ce e acolo. Și totuși a dorit și s-a întors. S-a întors și anul acesta a fost sfințit preot. Spuneați că va fi plecat și el din țară. În ce zonă va fi trimis? El are o colaborare cu provincia franciscană din Italia, din Padova. Iar padovanii au o delegație în Portugalia. Așa că el va merge în Portugalia. Sunteți în zone diferite ale globului, dar important este ceea ce vă leagă până la urmă. Haideți să ne întoarcem din nou în timp și să ne amintim de momentul când ați fost sfințit preot și după ați fost trimis în Italia. Deci nu ați apucat să faceți pastorație deloc în România, ci ați plecat în Italia. S-a pliat exact același gând, ceea ce mi-a zis, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, adică nu v-ați fi dorit nicio clipă să activați poate pe aici, prin România, o scurtă perioadă? Da, în cazul meu a fost un pic de confuzie din partea provincialului. Înainte să fiu sfințit diacon, am discutat cu el și mi-a zis că bine, Irinel, ne-am gândit pentru tine că ar fi bine, cel puțin diaconatul, să-l trăiești în România, ne vom gândi la o parohie în care să activezi. Și mi-a plăcut gândul acesta. Pentru că probabil în timpul formării din seminar, partea pastorală a fost ceea ce mi-a lipsit cel mai mult. Dar în cele din urmă m-a sunat vreo două săptămâni și mi-a spus, Irinel, ne-am gândit să trimitem la Lourdes, în Franța. A spus, bine, părinte, noi așa suntem educați în ascultare, nu? Exact, votul de ascultare. Da, părinte, sigur, sunt disponibil. De ce nu? Nu m-a speriat Franța. Ca în cele din urmă să mă trezesc că mă căutau frații din Catolica, din Italia, și mă întrebau când ajungi la noi. Păi, ce aș căuta la voi? Între timp se schimbase discursul la nivel oficial și s-a hotărât ca eu să fac diaconatul în dieceza de Pesaro Urbino, în Italia, la Catolica.
Da, și a fost frumos. Cum a fost acea perioadă petrecută acolo? Adică, mi-închipui că aveați exemplul preoților din România și știați cam ce presupune pastorația în țara noastră. Fiind deja peste hotare, s-au schimbat lucrurile. Cum vă amintiți că ați trecut peste acea perioadă? Mi-amintesc că m-am trezit la realitate. Cât ești în seminar, în spațiu academic, ești format, antrenat ca să ai un limbaj academic. În momentul în care intri în pastorație și în funcție de zonă, intri în contact cu nevoile oamenilor, cu problemele lor din viața de zi cu zi și îți dai seama că e bine ceea ce ai făcut în seminar, dar nu-i de ajuns, trebuie să te adaptezi. Practic vorbim despre teorie și practică, exact, nu? Separându-le. Exact. Ați învățat partea teoretică, dar acum v-ați lovit efectiv de practică și știm foarte bine că lecțiile cele mai bune sunt din viață și nu din cărți. Cu siguranță. Mie îmi place să dau exemplu acesta. În seminar e ca o fabrică de construit mașini. Nu știu, Tesla sau ce sunt acum mașini mai moderne. Ne-au construit foarte bine, ne-au făcut moderni, dar odată ce ești pe teren, îți dai seama că drumurile din România sau din Italia sau din alte țări nu întotdeauna sunt adecvate pentru formarea ta. Așa că formarea continuă aduce schimbări, modificări. Noi vorbim în seminar de două momente de formare, formarea inițială și formarea permanentă. Formarea permanentă e în funcție de teren. Unde ajunge mașina scoasă de pe porțile fabricii, a seminarului, va suferi modificări. Și am fost deschis la modificări. Era nevoie ca mesajul evanghelic să ajungă la oameni și să nu se oprească doar la nivel intelectual. Ceea ce e riscul, cred, cel mai mare a tinerilor preoți, e să demonstreze cât de inteligent și bine formați sunt atunci când predică, când deschid gura. Mi s-a întâmplat vreodată să fiți... Nu știu, voi spune privit cu reticență doar pentru că sunteți preot? Doar pentru că sunt preot, probabil mai puțin, pentru că sunt român, da. În Italia în general, mi s-a întâmplat da. Asta? Sau? Lumea te judecă. Atunci când deschizi gura, imediat se înțelege că ești străin. Cel puțin în cazul meu, înțeles din prima că sunt din Europa Estică. Și nu întotdeauna ești respectat pentru ceea ce ești. Ești discriminat. Apoi când spui că ești preot, dacă întâlnești persoane credincioase care au respect față de preot, își schimbă comportamentul. Dacă dai peste persoane care sunt anticreștine, antipreoți, anticlericale, accentuează... sau persoane, da, persoane care au, știu, alergii la credință, mereu vor folosi toate ocaziile pentru a discredita credința, pentru a discredita persoanele. Da, am întâmpinat dificultăți, dar atunci când găsești dificultăți, cred că sunt momentele în care te dezvolți cel mai mult. Așa spunea și Einstein, nu? Crizele umanității a ajutat umanitatea să facă salturi de progrese. E valabil în viața fiecare dintre noi. Și în plus, dacă ar fi ușor, n-ar mai fi frumos, nu? Da, cred că ar ajunge și un pic de monotonie. Nu trebuie să fim mereu provocați de ceva. Ce perioadă ați stat în Italia? Ați menționat zona Pesaro. Cât ați stat acolo? În diocesa de Pesaro am stat 3 ani. Un an la Catolica, după ce am fost fițit diacon. Și alți 2 ani în Gabice Mare. Am stat ca vicar. Ulterior s-au închis conventele din Italia, din centrul Italiei, aceste două, pentru că se făceau restructurări de convente. Conventele din Italia, majoritatea sunt pline de frați în vârstă și nu mai reușeau să se întindă necesităților pastorale peste tot unde erau, așa că au decis să închidă un număr de convente. Iar conventele unde am activat eu în primii 3 ani s-au închis. Da, a fost o durere în suflet, despărțirea de lume. Spune că dragostea, prima dragoste e cea mai frumoasă, nu? E valabil și în partea preoților. Primele locuri unde încerci să fii părinte, să intri în contact cu lumea, rămân mereu în inimă. Spunea cineva că preoții au cu siguranță un suflet foarte mare, pentru că în toate locurile unde merg în pastorație lasă câte o bucățică de suflet. Exact. Și
cu cât viața e mai lungă, exact, cu atât ajungeți în mai multe locuri și te tot întreb, oare de unde mai lasă? Mai are o bucățică de suflet și pentru acest loc? Deci înțeleg că în Italia, la Pesaro, a rămas o bucățică din sufletul dumneavoastră. O bucățică din inimă, da, a rămas și în Italia, a rămas și în Chile, a rămas și la Milano, la Narbon. Dar ce a urmat după Pesaro, după ce ați terminat acolo și s-au închis conventurile, cum ați zis, unde ați fost trimis? Da, după ce am terminat activitatea la Pesaro, am fost pentru un an la Narbon, în Franța, pentru o experiență, unde am activat în conventul Sfântul Bonaventura. Și a fost un schimb foarte mare de la pastorala care se făcea în Franța. Cum a fost schimbarea aceasta de la firea italienilor la firea francezilor? Pentru că știm că sunt temperamente diferite. Cum i-ați perceput? Da, voi fi sincer și de această dată. A fost foarte greu. Italienii sunt persoane de piele, cum spun ei. Foarte calzi. Te iau în brațe, practic, când te întâlnesc. Deci își iubesc preoții. În Franța, așa cum știu majoritatea, curentul ateu, laicist, e foarte puternic. Ori în Franța întâmpin un număr mic de creștini, știu, cazi. Majoritatea sunt din extreme. Fie sunt fundamentaliști, fie sunt foarte liberali în concepția lor de Dumnezeu, de a fi creștini. Or, sunt provocări noi. Mi-au prins bine contactele care le-am avut în Narbon. Din păcate, am avut contact mai mult cu nobili. Lumea de rând, din păcate, nu frecventau biserica noastră. Conventul în care eram înconjurat de familii de nobili și se vedea o oarecare distanță, această superficialitate diplomatică. Nu făceau răbat de la statutul pe care l-aveau, practic. Deci, nobilii din tradiție sunt catolici, creștini. După Revoluția franceză, majoritatea care s-au lepădat de credință erau din persoanele din afara nobililor, care au avut de suferit în perioada dinainte de Revoluția franceză. Ori s-au trezit cu sentimente anticlericale, nu? Antibiserică. Da, a fost interesantă experiența. În Narbon erau și trei moschei. Ori moscheile erau mult mai participate, mai frecventate decât bisericile noastre. Iar, cum am spus, cei care vineau la biserică, în general, era o zonă de persoane de elită, o biserică elitistă. Nu era ceea ce mi-aș fi dorit să lucrez cu elitele. Mi-ar fi plăcut să intru în contact și cu persoanele din clasa muncitorească. Dar nu erau în acea zonă. Da, a fost frumos. M-a ajutat să cresc, să văd și alte... Să bifați și această categorie. Dar raportându-ne la Chile, acolo ce fel de oameni ați întâlnit? Pentru că e din nou o altă extremă. Da, Chile a fost extrema periferiei. Dacă la Narbon a trebuit să lucrez cu persoane din înalta clasă, educați, nobili, cu pretenții, cu aroganțe, în Santiago de Chile am lucrat chiar la periferie, în cartierul San Ramon, cu ultimii din societate. A fost trecerea în care, în sfârșit, am avut de-a face cu clasa muncitorească. Persoane sărace, simple, persoane simple, care, în general, preocupările lor era cum să trăiască astăzi bine, fără să se gândească prea mult la ziua de mâine. Da. Știu că ați fost vicar și capelan la un liceu acolo în Chile și automat ați avut contact cu tinerii, cu noua generație, cum se zice. Cum v-au perceput aceștia și ce impresie v-au lăsat dumneavoastră, felul lor de a fi și abordarea pe care o aveau legat de persoana Sfinției voastre? Da, tinerii, cel puțin din parohia noastră, erau foarte deschiși, iubitori de preoți. În general, misionarii sunt bine priviți în Chile, pentru că Chile fiind o țară izolată între Pacific, Oceanul Pacific, despărțită de Argentina de lanțul muntos Anzi, noutățile sau modul de a te raporta la persoane sunt un pic învechite.
Ori cileni erau foarte bucuroși când veneau misionari, pentru că venea un suflu nou, ceva nou. Da, și în ceea ce privește tinerii, am avut o colaborare foarte frumoasă. Se implicau în viața pastorală a parohiei. Catehismul, pregătirea pentru tăia împărtășanie, pentru mir, pentru căsătorie, le făceau laici, copiii. Ei între ei se ajutau, se formau. Noi preoții eram asistenți, stăteam, îi acompaniam, dar îi lăsam pe ei să facă tot. Și era foarte frumos să vezi un tânăr care să se simtă membru al bisericii, să se simtă implicat, activ. A fost foarte frumos. Au chiar și momente de misiune. Odată, două săptămâni pe an, tinerii se adunau în timpul anului, strângeau fonduri prin vânzare de, știu, de prăjituri, după liturghie, tort. Strângeau fonduri, iar două săptămâni pe an mergeam într-o localitate izolată din Chile, la alegere, și ajutam persoanele sărace să-și construiască o casă. Petreceam timp cu tinerii, copiii din acea localitate, vorbeam un pic de credință. Asta făceau tinerii, noi preoții, dar eram acompaniatori. Și era foarte frumos să vezi un creștin viu, trezit la realitate, care, implicat. Da, care nu așteaptă ca preotul să facă tot. Așteaptă ca preotul să fie lângă el. Cred că ceea ce am învățat cel mai mult de la cileni a fost asta. Ei au două verbe pentru a fi. Spun ser și estar. Când mergi undeva și treci într-o localitate, tu stai cu ei. Asta mi-a cerut mie, să stau cu ei, să-i cunosc, să le fiu aproape în bucurii și în momente de tristețe, de dificultate. Ori asta am învățat în Chile, în 3 ani cât am reușit să stau cu tinerii. Să stau cu ei. Cred că e ceva că lipsește la și la pastorația din România. În România, după formarea care am primit-o, ideea e să faci cât mai mult. Păi bine, în Chile este rămâi cu noi. Stai cu noi, facem noi, dar rămâi cu noi. Pur și simplu să fii acolo, să știi prezent, că ești, da, stâlpul, nu? Văd așa ca o imagine, că e preotul în mijloc, e ca un stâlp și toți ceilalți în jurul lui se implică și fac ceva. Observ că aveți o latură pedagogică, didactică, știu că și la Milano ați fost profesor și iată și în Chile, în acest liceu. De unde această înclinație către pedagogie, către a fi exemplu și în școală și nu doar în viața de zi cu zi? Bine, nu m-aș considera mare profesor. Am avut dascăl profesori în școala generală primară, în seminar, care îi respect și n-aș putea să mă numesc profesor în comparație cu ei. Mi-ar fi rușine, sincer. Da, dar pe dumneavoastră cu siguranță vă privesc alții, așa cum dumneavoastră îi priviți pe profesorii pe care i-ați avut. Da, cred că e o vocație născută aceea de a fi pedagog, de a fi dască, pentru că a fi plin de cunoștințe suntem toți. Dificultatea e atunci când trebuie să o transmiți celuilalt, astfel încât să ajungă la el. Avem foarte multe persoane inteligente, nu? Care vorbesc frumos, dar nu pot fi dască, le lipsește ceva. Cred că s-a născut ceva. În anii cât am stat ca profesor, am fost singur un an la Milano și am predat într-o școală de maici copiilor între 14, nu, erau între, cât era clasa, 10? Da, între 10 și 14 ani. Erau, cum ar veni, până în clasa 8-a. Ori un singur an a fost profesor și m-am simțit împlinit în momentul în care îi vedeam că ei învață din plăcere și se simt siguri în a deschide gura, în a spune ceea ce gândesc. Dar nu veni doar cu definiții care erau deja prezentate în carte. Eu a trebuit să urmez un pic manualul care mi s-a dat, nu? Ori în Italia, religia nu e considerată ca materie școlară, ca știință. Ei, la sfârșitul clasei a 8-a, trebuia să aleagă o materie în care să o susțină, ca un fel de bacaloriat. Da?
Și am rămas plăcut surprins să văd copii care vreau să prezinte teza la religie. Din păcate nu s-a putut, au trebuit să schimbe, să renunțe. Dar aveau această dorință. Da. Clar că cineva le-a insuflat dragul de religie și de ceea ce înseamnă credința până la urmă. M-ar place să cred că am avut un aport în această frânție. Părinte, ceea ce sunteți se datorează tuturor celor cu care v-ați întâlnit la un moment dat de-a lungul vieții. De multe ori le lansez invitațiilor mei provocarea unei rubrici intitulate Mulțumesc. Și acum vă rog și pe dumneavoastră să ne spuneți cui vreți să mulțumiți pentru ceea ce sunteți astăzi. Da, cred că lista ar ocupa pagini și pagini, s-ar putea scrie volume legate de mulțumiri. Au fost multe persoane care indirect, direct m-au influențat în această viață. Cred că în primul rând părinților ar trebui să le mulțumesc. Bine, lui Dumnezeu, nu? El m-a chemat la viață. Dar persoane umane care m-au ajutat foarte mult în viață au fost pornind din familie. Părinții, bunicii, frații mei, chiar dacă sunt cele mai mari la părinții, am avut de învățat și de la fratele meu Marius, de la sora mea Andreea, apoi colegii care am întâlnit de-a lungul vieții, preoți, profesori, sunt foarte mulți și cred că n-ar fi frumos din partea mea să nominalizez câteva persoane care m-au influențat, pentru că ar trebui să exclud pe alții și Dumnezeu îi cunoaște, eu îi cunosc, iar meritele lor sunt puternice, vor fi răsplătiți cândva. Dacă i-aș nominaliza acum, n-aș face decât să le scad din merit și probabil să-i flatez un pic. În următoarea perioadă veți pleca în Japonia, unde, așa cum am discutat, probabil veți sta 4 ani, poate chiar mai mult, dacă această misiune se va prelungi. Să încercăm să ne permitem dorințe și vă întreb, unde ați mai vrea să ajungeți în această lume, după Japonia? Chemarea în Japonia am simțit-o personală, așa că eu merg și sunt dispus să rămân până la restul vieții, așa fiindcă e nevoia. Unde îmi doresc să mai merg, unde va fi nevoie, unde mi se va cere, unde superiorul vă spune, Irinele, nevoie de tine aici, voi accepta și voi merge. Da, ca franciscan, în general, trebuie să fii disponibil să mergi în toată lumea. Sunt multe lucruri frumoase, locuri frumoase, persoane frumoase, care mi-ar face plăcere să le întâlnesc, dar nu e spațiu prioritar. Prioritar e să împlinim voința Domnului. Ori eu, Japonia, am simțit-o ca fiind o chemare. În momentul în care am descoperit creștinii aceștia care timp de 200 de ani s-au rugat pentru preoți să vină la ei în țară, am simțit-o ca ceva personal. Trebuie să merg. Părinte, vă lansez o provocare și vă invit atunci când veți reveni din Japonia să stăm din nou de vorbă și să ne povestiți ce ați găsit acolo și dacă cumva așteptările Sfinției voastre și ceea ce v-ați închipuit s-a adeverit într-adevăr. Vă dorim succes în misiunea pe care o aveți. Suntem mândri că un român va fi cel care îi va ajuta pe japonezi și iată, le va împlini cumva această dorință atât de veche de a avea un preot. Și vă doresc să vă simțiți apreciat și valorificat în misiunea pe care o veți avea. Mulțumesc mult pentru invitație, mi-a făcut plăcere să stau alături de dumneavoastră, de ascultători. E frumos să vorbești despre viața proprie, e și greu pentru că trebuie să deschizi. Are o împărtășire, vorbind despre Dumnezeu, inclusiv de modul în care trăim viața. Ori, mi-ar place să cred că astăzi l-ați descoperit un pic mai mult pe Dumnezeu și din ceea ce am vorbit. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și cu mare drag răspund invitației de a mai trece pe la noastră. Cu mult drag, dragi prieteni, a fost părintele Dobo Șirinel. Iată, va pleca în misiune în Japonia. Noi nu plecăm nicăieri, rămânem aici. Eu cu dumneavoastră la o nouă emisiune, dar și noi suntem misionari. Eu aici, la mine acasă, în mediul meu în care trăiesc și dumneavoastră la fel. Luați-vă misiunea în serios și ne întâlnim săptămâna viitoare să mai dezbatem. Interviul săptămânii la RCIS FM.